câți litri au astea? Asta mai are 18. 18 și celelalte? 10, 12. Pe Sulti l-am văzut eu acum când, când am urcat eu. Vă salut, dragi prieteni! Astăzi sunt din nou aici la stână. N-am mai fost de vreo lună jumate din dinainte de Paști. Atunci când le-am smuls pentru prima dată. Alături de mine l-am aici pe Simonel. Și din câte puteți observa, s-au rămulțit foarte bine oile. Cele cu lapte. Aici ai toate cu lapte. Da. Mi-am mior de mine, de și mior, pe da, acolo aveai 10, nu? Uite una aia, aici. Asta de aici, așa? Uite, cu roșu. Aha, aha. Aproximativ câte oi ai acum aici? Peste 400. Deci peste 400 de oi cu lapte. Este da. Toate cu lapte. Da. Iar în videoclipul de astăzi, o să vedem și cât lapte mulg de la aceste oi. Și bineînțeles, cred că în videoclipul următor va fi și cu cum se face cașul aici la stână și ce se mai face aici. Așa că rămâneți pe videoclip, iar dacă vă place, nu uitați să dați un like și să vă abonați canalului. Asta cu roșu, nu? Da, pe partea asta. Hai să vedem. Asta e aia ce-mi plăcea mie de ea. Asta se face cărcioabă tare. De miorița. E de anul trecut, da. Mioară de anul trecut, faină tare. Și mare. Nu le-ai văzut pe alea de acasă niciuna. Nu le-am văzut, că n-am apucat să le filmez, să vin la tine să le vedem. Să le filmez, da. Mai vedem pe parcurs. Lasă că oricum o să stau aici să tragem câteva cadre și de la mulți. Noi povestim. Faină, stau la una din ele. Da, se cunoaște între ele, se vede. Și mai mare, altă formă, altceva. Aia de lângă ei, tot notină. Place brezătura la aia de lângă ea. E notină, e fătată. Da? Dar e cu lapte. Faină tare. Bune, oile nu slabe.
faine. Serios. Bune, tare oile. Le-a stuns cu mașina, n-am apucat să vin să filmez nici în ziua aia. Când le-a stuns. Ale tale le-ai tuns tu, dar... Este de aici, de la asociație, stunse cu mașină, nu cum e asta de aici. Deci ăștia de aici stunse cu mașină. Le-a stuns jos la sediu, nu? Da. Uh-huh. N-am apucat să vin să filmez. Atunci am fost cu adăpostul. Am ridicat adăpostul la păsări. Frumos, tare se vede asta. Are corn, fain. Și și mare, e altceva. Lungă. Se vede că e altceva. Altă formă. Altă formă. Am și una acasă ce seamănă pe... La bară, uh-huh. Da, mai sunt și de la bară, ori adus. Da. Ah, am văzut. Prietenul ăsta. Da? El e Lolo Berbe. Cum mă duc, ăsta cum îl cheamă. Cine? Prietenul tău frumos. Ah, Revi. E, Salmurgoi. Uh-huh. Da. Faine. Haideți că a început aici și munca propriu zisă. Băieții s-au apucat de mult. În colț acolo Simonel, Liviu lângă și fratele meu Marin e aici în colț, nu vrea să apară nici cum. El e mai... Cum face, cum nu face, dar fuge de cameră. Pe nenea Viorica acolo dă-n strungă. Din câte am înțeles eu, cam în jur de o oră jumate durează tot procesul. Și dimineața și seara o oră jumate mult. Thank you.
Gata, domnul Marin, ați umplut? nici cum nu vrea, mă. Ați terminat cam repede, domnul Marin. Peco. Îi deschizi la Peco. Cam câte găleți mulgeți? Cam câte găleți mulgeți? E așa? Da. 10. 10 găleți? E așa. Vreo 180 de litri. 150? Binișor. Binișor. Cam atât cu acest videoclip. Însă rămâneți pe canal, deoarece în următorul video o să intrăm în stână și vom face și caș și bineînțeles vom povesti mai multe despre tainele oieritului. Așa că, până data viitoare, nu uitați să dați un like, să vă abonați canalului dacă v-a plăcut. Eu am fost Denis, vă salut și vă respect pe toți. Sănătate multă tuturor!